Bună ziua, dragii mei! Haideți să vedem, pentru că mi s-a cerut pentru pești dragoste în luna decembrie. Să vedem ce ne spun cărțile despre pești în luna decembrie. Așadar, pești dragoste în luna decembrie. Da, dragii mei pești, se pare că dumneavoastră v-ați întâlnit sufletul pereche și că în prezent trebuie să, în schimb, să mai clarificați câte ceva, în sensul că nu vă cunoașteți îndeajuns, discutați, găsiți puncte în comun, noi lucruri de a, nu știu, activități împreună, poate, dacă, deci, mai văd de asemenea că dumneavoastră, deci peștii au început o nouă relație, o parte din ei, da, deci nu toți, și trebuie să discutați că în prezent este sufletul noastră pereche, dar în prezent ar putea să fie mici discuții, tocmai pentru faptul că nu clarificați lucrurile, da? Clarificați lucrurile, căci numai așa vă puteți vindeca relația, da? Având un dialog onet, sincer între voi, pentru că nu trebuie, parcă vă văd, ați fi vrut să vă, nu știu, să, parcă au existat și conflicte între voi, certuri, da? Deci, parcă văd între persoane că, deci s-a țipat, da? Deci nu trebuie să aveți o relație de genul acesta, deci discutați în loc să, nu știu cum se spune în limba română, cărțile sunt în franceză și mi-este greu să, limba română uneori nu sună, nu este același lucru și gândesc la ele, gândesc involuntar în franceză, mă scuzați, trebuie să găsesc o modalitate să vă explic asta. Deci vă văd că dumneavoastră sau partenerul, parcă nu sunteți așa capabili să vă exprimați, parcă vă exprimați țipând, dar nu țipând. Da, deci trebuie să vă așezați, poate amândoi și cineva, eu știu, să mergeți, să vorbiți poate cu prietenii și să vă dea un sfat, să vă susțină, tocmai ca să vă exprimați mai bine. Parcă țipați unul altul și nu cădeți de comun acord în nimic, deși să știți că este sufletul vostru pereche, da? Vă încurajez, deci clar, să aveți discuții profunde și sincere, da? Pentru liniștea relației, pentru că, uitați, sunt sentimente de iubire, aici sunt, fără, deci nici nu se pune problema, da? Sentimente de iubire sunt reale, care merită să le aprofundați, dar parcă nu vă exprimați clar, da? Nu știu dacă există cuvântul a se refula în limba română. Deci stați jos, discutați împreună, mergeți la niște prieteni care vă pot ajuta ca să vă spuneți lucrurilor pe nume.
cam asta am vrut să spun, da? Pentru că el e într-un fel, dumneavoastră într-un fel, deși există o chimie între voi, există o atracție extraordinară, probabil v-ați cunoscut. Această relație a apărut din senin, pentru că la suflete pereche este de obicei, de regulă, aceste relații au loc parcă neașteptat. Și sunt între oameni care chiar sunt diferiți, dar ei privesc spre același drum, dar în mod diferit. Nu știu, este uimitor. Este o chimie extraordinară, dar așezați-vă și spuneți-vă lucrurilor, spuneți lucrurilor pe nume. Nu mai fiți prea... Nu știu, parcă vă sare țandăra din orice... Ok? Cam asta este pentru pești, pentru că vă iubiți, da, dragi pești, da? Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.